Bun salutare tuturor, numele meu este Des și astăzi ne găsim la un nou episod, un nou episod ce putem face decât să jucăm în Europa League. În continuare, vedem că n-am prins deloc primele două locuri de când s-au făcut grupele, noi am fost bar pe 3, bar pe 4, în continuare extrem de jos, sper că după acest match, poate cine știe, prindem și noi, măcar cred că cu un egal ar trebui să fim pistei. Băi boșilor, ca să nu pierdem prea mult timp, intrăm direct în meciuri. Doar că vom face o schimbare. Chic în episodul trecut am zis că, bă, nu, las pe Drăguș, nu știu ce. Mi-ar aminti, frate, că și Drăguș a fost invizibil în primul lui match din Europa League. Deci, bă, știi ceva, Farias, măcar titular. Nu garantez că o să fie integralist, dar măcar titular. Totuși, bă, formația pe care o avem acum este una extraordinară. Adică să avem 2 jucători în atac. Am 2 de 70 care s-ar comporta ca 2 jucători de 75. Halilovic de 76 care se comportă de 80. Mățaș, Brăteanu, Benzi, care au 69 overe, dar se comportă ca 2 jucători de 74. Ascoach, 72, se comportă ca un 79. Și apărare acolo cu Tofan, Șerbănică, Francezu și Pai, iar în poartă Ciprian, Tătărușanu. Bă, în teorie, bă, avem o super echipă. Francezu totuși are cea mai mică overe, 66, dar nu mă interesează, boșilor, ăsta, Francezu Negrotei, îi înalt, îi rapid, nu-mi pasă, titular. Începem, boșilor, și hopa, că stai la noi acasă. Dar, e noiembrie, frate, de ce ningi noiembrie? Bă, eu vă zic de acum, în primul rând, ridic scaunul, că nu prea stăteam așa bine. Vede că suntem în România, la noi, printre blocuri, pe acolo, copaci uscați, va de capul nostru. Dar, ce voiam să vă zic neapărat, avem o mică problemă. Eu joc foarte prost pe zăpadă, în cel mai neironic mod. Totuși, am bătut pește deja odată cu 3 la 1. Cu acești jucători care vedem aici în prim plan, așa, cu idm, cu tot. Să nu exclu faptul că eu sunt destul de ghinionist pe zăpadă. Dar trebuie să dăm tot ce e mai bun. Câștigăm următoarele 3 meciuri și trecem neapărat de grupe. Ați auzit? Te aplaudă și africanul nostru. Hai, îi dau și mingea. Am zis că îi dau mingea. Gata. Bucur-te. Mai aplaud acum. Opa, acolo, Brăteanu și Brăteanu. Hai să vedem dacă putem lui Mățan. Cam mai pasă asta a fost. A luat-o vântul, na, de la zăpada asta. Super schema aici. Mers schema. Opa. Tofan, dacă faci ceva. Un dribbling acolo. Francezule, nu! 1 la 0. Underrect vrea să revină. Să nu uităm că pe ăștia au bătut pe ăștia de la Braga. Ăștia au bătut pe ăștia, că am vorbit și eu. Da, acolo, frate, cum o sărit, omul, piste mingi, vlap. Tac, dar nici n-am mai jucat așa mult FIFA în ultimul timp. Poate nu mi-au bătăit, că nu mi-ar conveni absolut deloc. Acolo, frumos. Încă una, dacă se mai poate și scapă. Am văzut că la finis, să știți de la finis, am observat de la el. Dacă șutez din forță, ratează. Dacă dau finis, văd că merge treaba și se bucură aici lângă cameră. Oh, brazileno, 1 la 1. Mândrește. Bă, adevărul, nu știu că dacă Drăguș dădea gol la faza aia, deci bine că l-am păstrat. Stați aici și pam. O mers. Aquah, foarte bine, Aquah. Cred că așa se pronunța și dacă scapă aici, se scapă Mocanu, clar, Mocanu. Cum o da golul ăla din finis, am înțeles? La fel. Deja vu prâșdui, mes enfants? Asta tot pe lângă cameră se bucură și ăsta. Hai că am vorbit și eu. Mocanu, gol 2 la 1 imediat. Da, ce să faci, frate, când joci pe amatori? Hai, nici nu au fost două goluri în 5 minute. Eu că ăsta, nu știam ce face acolo, brazilian, cred că... Oh, ce am zis că s-a accidentat. De la francuz, una înaltă. Bă, pe... Dacă vrei, du-te, frate. Hai, una. Am încercat. S-au pus mai mulți în fund, dar nu-i nimic. Mățan, cred că acolo și-a un cartonaș. Aceea schemă, mai făcut-o băieți odată. Și văd că din nou le-au mers. Șerbănică nu pierde mingea, Șerbănică. Dar se bagă acolo Tofan cumva. Ce nu, Tătărușanu! Apără Tătărușanu! Și dă o pasă Tătărușanu! Opa, acolo și Tătărușanu! Apără Tătărușanu!
O să zic așa, cred că de fiecare dată va apăra, că oricum nu o face așa des. Mățana aici cu pas totuși. Era în offside, s-a dus târziu. Hai, Brăteanu. Brăteanu. Hai, și aici, boșilor, asta trebuie să fie o fază frumoasă. Și... Halilovic, asta până la urmă să mă gândesc cum îl cheamă. Halilovic se scrie golul de 3 la 1. Dacă în primul meci cu ei a reușit să-l dăm 3 la 1 într-un meci întreg, se pare că e 3 la 1 deja în prima repriză. Fanii acolo Argeșului se bucură într-un hal. Foarte bine, boșilor. Pas ușoară, cu un stop, o pus-o pe un picior, o băgat-o pe altul. Ia, la ce Milan înveți scheme de genul. Halilovic, totuși, al cincilea gol în Europa League. Ce? Hai, domnul arbitru, mai rapid dacă tot, că... Domnul arbitru, domnul... Așa, mulțumesc frumos. Se încheie și prima repriză, 3 la 1. Hai, a fost un meci destul de ușurel. Ne-a luat un gol stupid prima repriză, dar rest a fost chiar easy peasy. Aici brazilieno, 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 la Mocanu și am vrut să mă prostesc, dar am gafat-o, a fost un gol stupid. Na, parcă nici nu mai joc serios acum, hai acum, prinde din urmă, l-ai prins. Bravo, l-ai dat o piedică acolo, bravo ție. Nu să joci serios mă cu ăștia, uite-le acolo, uite, dăm o pasă, uite, deci fii atent, prima pasă, da? Vă arăt de ce nu joc eu serios cu ei. Deja din a doua pasă, deja sunt în față. Asta e a doua pasă. Aoleu! Aroganța acolo nu prea mi-a ieșit. Halilovic totuși are în continuare mingea. Opa, Mocanu aici, Mocanu. La brazilieno. Eu le-a trătit pe jos acolo, dar nu se dă deocamdată nimic. Haideți totuși să... vedem pe Tofan cum aproape era să ia mingea. De nou aceea schemă, frate, să-mi bag piciorul. Bă, știi ceva? Aveam să rup ca să nu-l mai ies, nu mai fac schema aia. Opa, ce ai făcut, mă? Ți-a mers schema, mă. Aici ești un galben acolo să fie bine primit. Iese un băiat de la ei. O centrare, dar Fai, Fai sare prea bine. N-aveți treabă cu Fai. Fai știe să sară. Compensează perfect. Să... totuși... O... apără Tătărușanu! Aplauze, vă rugați. S-o mai obișnuit și la echipă. Am fost cu toți răi și în comentarii și în toate cele, dar totuși se comportă ca un portar de 82 acum. Haideți să îi mai dăm o șansă două. Halilovic, trebuie să iei mingea Halilovic, dar nu o faci. Acolo, aoleu, 3 la 2, același jucător, Vlap. Știi ceva, băieți? Eu nu joc bine doar pentru că sunt jucător extraordinar de bun. Eu joc foarte bine pentru că știu să fac și schimbările. Și facem schimbări. Prima schimbare. Halilovic. Bă, Halilovic a jucat bine, dar vreau o leagă și pe Brăteanu acolo. Mai bine o leagă de viteză pe partea dreaptă. Tofan, ești puțin că ești obosit. De drăguț, mi-aș fi plăcut să-l văd în meciul ăsta. Frumos aici. Prima pasă. Mocanu. O pasă cu viteză. Aoleu. Bagă-mă viteză, mă, de aia te-am adus acum la echipă. Hai, fii atent, îl prinde, îl prinde, îl prinde. Și l-a oprit. Gata, l-a și trătit pe jos, l-a și galben. Mai au un galben, deja două galben, nu o să mai pune. Opa, aici o leacă. Tătăru... ce mi-a făcut Tătărușanu? După ce mă prostesc și mă joc cu ei, băi, dar ce mi-a făcut Tătărușan la faza asta, frate? Fiți l-am lăudat, deci am apăsat Y. Am apăsat doar Y ca să iasă portarul. Nu pot să cred. N-am apăsat niciun alt buton. Am apăsat doar butonul să iasă portarul și a ieșit atât de prost. Nu pot să cred. Hai mă, hai mă, dă mă, hai mă, hai mă, nu! Am înțeles, băieții mei, nici nu știu să prind o minge. Aoleu, hai băieții, hai băieții, hai băieții, hai băieții. Hai, hai, că a ținut în joasă de-a pasul lui Mocanu! Aici, brazilieno, brazilieno.
Era Mocanu liber, de ce nu i-a dat-o lui Mocanu cât de bea am apăsat? Ah, și acum joacă băieții pas în apărare, am înțeles. Hai, țineți de minge dacă tot. Am înțeles. Țineți, mai țineți o leacă dacă puteți. Mai dăm una, i-am dat-o rapid și pierdem băieți după ce am condus. V-am zis că am bine pe zăpadă. Aoleo, și vedem că totuși că vă reușe și scot acolo un egal, reușește primul lor punct în Europa League. Până sol, prima aici totuși o ofertă de transfer foarte rapidă. Opa, fostul jucător de la... Bă, de ce primesc în general oferte doar din America? Tot o dată acolo Mitriță și gata, de acum primesc toți oferte. Dacă primim bani cu calmea pe el, mă bucur foarte tare. Din nou, avem jucători convocați la națională, de data asta l-avem pe Mocanu și Fai. Fai a doua oară care e convocat la noi, bravo lui, și Mocanu, 71 VR Mocanu, sperăm să face o treabă foarte bună la națională. Dar înainte de a juca Mocanu la națională, trebuie să joci foarte frumos contra lui Viitorul și reușim. Mocanu dă gol, vedeți boșilor? Gata, îi încălzește pentru națională. Avem boșilor și o ofertă pentru Marachis, portughezul Marachis care vedem că a făcut și 30 de ani. Deci, boșilor, îmi pare rău să o zic, dar Marachis, tot cam o să îmbătrânești. Dar, cu toate acestea, oferta nu este bună. Nu-mi convine oferta. Adică, minimul de bani ar fi 1.500.000. Te trebuie mai întâi dacă vrei să oferi 1.800.000. Iar după aia mai scad. Accept 1.800.000. În Turcia, un transfer realist. Să mai duc jucători delegate de România în Turcia. Să primim și oferta pentru Petrilă. Petrilă care vedem că atunci când ne-a dat trimit oferta avea valoarea 2,2 și acum valorează 2,3. O diferență enormă. Dar dăm totuși aici la negociație și întreb, bă, ați dat totuși în mod ipotetic 4,5 milioane? În niciun caz, doamne ferește, nu numai juturi. Nu vreau într-un viitor transfer, dar dacă îmi dați pe el 4 milioane, tac din gură, frate. 4 milioane și acceptă. Petrilă, practic, dar oricum n-am mai prins la noi un meci de Cănhău. Deci Petrilă, mă bucur, te duci, aducem noi o altă bandă sau vedem noi ce jucători aducem. Vedem noi cum jucăm, cum facem pe acolo, foarte bine. Petrol poate mai joacă Drăguș, sau vedem cum schimbăm. Avem un meci foarte frumos cu Academica Clinceni. Dăm mai în față, nu știu cine era accidentat sau cine... intră, decât cineva din rezervi, cred. Se pare că Farias și Bjarnason joacă destul de bine. FCSB-ul face un egal și se încurcă și mai bine. Da, vedem că totuși datorită egalului suntem la un punct distanță de FCSB, bă, foarte bine. Bă, boșilor, avem probleme foarte mari. Anderlecht are acum meci cu ultima clasată și Braga, dacă ne bate, va primi 3 puncte și cele două echipe vor face împreună 12 puncte, noi rămânem cu 6. Mai fiind un meci, înseamnă că nu o să mai avem nicio șansă. Deci, totuși următorul meci este cu ultima clasată care nu are absolut nicio victorie. O echipă totuși pe care am putea să o batem și prin simulare. Dar nu o simulăm meciul ăla că o să fie important. Nu știu, asta e cel mai important meci. Pentru că dacă îl pierdem, pierdem și calificarea. În cea mai mare probabilitate, meciul următor îl câștigăm aproape sigur. Pentru că băieții n-au nici măcar o victorie. Sharpness-ul totuși lui... Nu, o să-i dau șansa lui brazilian. Doar în simplu fapt că are Sharpness-ul mult mai ridicat. Vedem, boșilor, data asta avem și o grafică de genul. Jucăm la Braga acasă. Încălzesc doar acolo care e Măgărușul. Vai Măgărușul, stadion imens de data asta, jucăm pe cea mai mare stadion. Nu, boșilor, ăsta e cel mai important meci, meciul decisiv. E meciul decisiv pentru că dacă îl pierdem pe ăsta, gata, s-a dus totul de răpă. Băiți, e nasoală tare. În teorie, băieții ăștia de aici sunt cei mai buni din grupa noastră și că am o demonstrat asta în primul meci. Cam umilindu-ne cu 4-0. Dar haideți să ne concentrăm și data asta nu mai prostesc, m-am făcut un meci trecut, învățător de minte. Opa, acolo Tofan. Tofan la Brazilieno. Brazilieno. Și acolo iese o leacă nasolel și bun. Mocanu prim gol în minutul 7.
Am mai făcut asta și în primul meci, am dat niște goluri foarte rapide, dar stăm calm, calm boșilor. Tot așa, dacă nu mă înșel, băieții au condus în prima repriză doar cu 1-0 și după aia au mai reușit să înscrie foarte rapid 3 goluri. Concentrați, gata, nu mă mai joc. Zic eu jucându-mă FIFA. Acum am observat Aquais, cred că s-a accidentat la antrenamente, pentru că în locul lui e Marachis. Deci africanul nostru, bestiuța, e lipsea, mă. Acum îl văd și Marachis cu lumea care e și galben. Acum. Aoleu, Marachizule, te-am băgat din greșeală, tati. Bine, nici n-aveam pe cine. Tofan aici, om de națională. Mățan la fel aici. Acum să vedem cum îi dăm. Îi dăm clar lui Brăteanu, că Brăteanu rămâne liber și un șut. Un șut bară. Și-l faultează acolo. Hai mă, serio. Unde-i penaltiu, frate? Aici băieți scapă o leacă și apăr, băi, ce o apăra, aici, aici o merita să zic, apără Tătărușanu. Gata mă, când imeci ca lumea, știi și el chi ca lumea. Și nici nu l-a scos, l-a lăsat singur să facă ce știe el mai bine. Ce ia torpil acum? Paulinho. Paulinho Criptonita. Paulinho, a dat un șut, nici s-a uitat, nici nu a văzut mingea. Paulinho, cu cât, al câtelea gol, al șaselea gol în Europa League. Din cea mai important meci a nostru, se resetează totul. Și totuși acolo foarte bine, brazilianul, foarte bine și totuși, dacă tot prindem aici spațiu liber, offside clar, dar nici cu un offside nu reușim să marcăm. Aoleu. A oprit foarte rapid un offside. O pasă și mai rapid în Mățan. Mățan la Marachis. Vedem că Anderlecht-ul egalează acolo. Nu se vede de webcam-ul meu, dar v-am zis eu ce s-a întâmplat. Haideți mă, hai mă. Acolo o greșeală foarte frumoasă. Mocanu, cui dă pasă, Mocanu, cui dă... Hai că nu era, nu era brazilianul. Brazilianul nu era. Tofani. A, băi, din toți, dă fix la care nu era liber, nu pot să cred. Ștofan, a, scapă acum băieții. Aoleo, aoleo, probleme, 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 probleme. Și se întoarce cu spatele. Boșilor, nu este bine deloc. Vedem că tot Paulinho de marche. A, nu-i Paulinho data asta. Tătărușanu! Apără Tătărușanu! Bum, băi! Haideți! Încă suntem în meci. Bun. Trebuie neapărat să câștigăm meciul ăsta. Trăiesc meciul ăsta, bă, și că nu vreau să fiu eliminat. Dar nu vă uitați degeaba la mine. O, pașă! Vedem. Tătărușanu și cu scheme acolo. Dă o leacă mai în spate, aroganții mici. O, sare acolo bine la cap. Vedem Halilovic ce va face. Face o fază foarte bună. Îi dă la CDM. Ce? Mocanu trebuie să te duci, Mocanule. Mocanu trebuie să te duci, Mocanule. Mocanu trebuie să te duci, Mocanule. Fără să o pierzi, Mocanule. Fără să o pierzi, Mocanule. O, leu, n-aveam. M-am închis bine. Ce? Fără nicio noutate, absolut nimic. Se termină. Băi, dacă s-ar termina egal, încă mai avea șanse. Mari. Deci la noi ne trebuie măcar un egal acum. Craiova, vedem că faci și... A, nu mai mare ca data asta. Nu mai încerc schimbări, nu mai încerc nica. Nici n-am cine să pun. Sperăm la un egal, dar eu vreau victoria totuși. A, aproape, încă poate. Brăteanu încă aleargă acolo. Dar nimeni totuși în careu, nimeni în careu. Încearcă Brăteanu cumva, dar nu este ajutat. Marachiz aici, bun. La Halilovic, îl vede pe Mățan. Hai mă, așa, offside, pe lovitură liberă, am apăsat lovitură liberă, m-am panicat acolo. Puh, băieți, e groasă. Vreți să vă arăt că se semn de prost la bătut lovituri libere? Vreți să, zici, chiar vreți să vă arăt? Spuneți, chiar vreți să-mi arăt, chiar vreți să arăt? Uitați cât de prost este. Aoleu, tu zguram! Aoleu, cât de aproape am fost. Hai, hai, Mațani, du-te, hai.
Mățani, schema veche, Mățani. Mățani, schema veche, acolo! Halilovici! Cum trăiesc meciul ăsta, boșilor? N-aveți cea mai mică idee. Dar nu știu nici gol averajul, nici nu știu dacă se ia cu meciuri de acasă, că... Asta e că Braga ne-o cam bătut, nu, nu-i bine, egalul nu ne ajută. Acum a realizat. Egalul nu ne ajută absolut deloc pe noi. Aoleo, zis că m-am demoralizat total. Bun, hai. Hai, 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 Mocanu, 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 hai, nu! Schimbăm, schimbări, schimbări, schimbări. Halilovic mort. Ar merge. Grăteanu în spate. Blejdea mai în față. Dar dacă tot aș cerca... Aoleu, cum se cade... Uite. Deci Fareis mai în spate. Cu Drăguș. Că am nevoie totuși la de viteză. Și tactici nu se înțelege absolut nimic. Dar pe scurt diferența l-am scos pe Marrakech și pe Halilovic. Și am locuit... Mi-am scos mijlocaș și că unul avea galbenul era foarte obosit. Hai mă, hai mă, hai mă, hai mă, hai mă. Cât noroc e prost ăla. Tofan acolo. Pleacă de greșeală. Bun, Tofan fugi. Tofan fugi. Tofan fugi. Tofan fugi. Drăguș acolo. Gata, tu trebuie să fii, tu trebuie să fii. Nu-i offside, nu? E 2 la 1, boșilor. Bun. 2 la 1 cu Braga. Inimioara. Dar nu mă bucur. Nu pot să mă bucur acum. Aoleu, Mocanu cu dubla. Foarte bun acolo. Opa, scapă acolo. Prima pasă bună. Mocanu... Aoleu, nu. Cum o scăp? Am dat eu pasă, cred că am dat, de data asta am dat-o încet și data asta culmea că s-a dus încet, offside clar acolo. Am și mutat jucătorul. Dar... Hai, hai, oleacă, oprește oleacă jocul. Nu oprește jocul, chiar vreau să fac niște schimbări acum urgente. Dar nu merge treaba, mă dau dinainte pe ultra defensiv. Cam boșilor, toxic. Bun. Offside, Brăteanu galben, înțeleg. Pe boșilor iese Brăteanu, că e foarte obosit și va intra locul lui Sitia. Vom juca aici în apărare cu Sitia, Șerbănică, francezul, mijloc, că trebuie să fie baza supremă, cu Tofan și cu Fai. Atacant lăsăm doar pe Drăguș, că e cea mai vitezomat din toți. Și boșilor, mijlocul format din 2 winger și 2 striker. Că așa ne place nouă, încercăm așa. Ultra defensiv. Hai, și-o și-a ieșit băiatul cartonaș galben, e foarte bine. Dacă ne luăm boșilor gol, putem spune că suntem eliminați aproape. Dă-o tare, nu! Văleu! Cerbănică, se uită acolo la far cu aroganță, nu pot să cred. Hai, hai încă 2 minute, încă 2 minute de supraviețuire acolo, dat mingea departe. Drăguș, du-te tu că ai stamină, Drăguș. Nici să-l omor, nu știi. Hai atacantule, arată că ești bun. Și acolo tof... Nu, nu, O că a fost gata, sternat. Câștigăm, Fai, 2 la 1 cu greu de la echipa care ne-a dat 4-0. Ma, 3 puncte, 3 puncte, boșilor. Dintr-un bulan imens. Da, 3 puncte. Și acum și Anderlecht-ul s-a încurcat și a făcut egal. Nu te cred. Uite-mă în continuare. Locul 3. De când a început grupa, n-a pupat decât locul 4 și locul 3. Și boșilor, mai avem o singură partidă, boșilor. Mai avem o partidă cu Hokopehaga. Am vrut să zic că ăla e meciul decisiv, dar nu. Următorul e meciul decisiv în care nu suntem în continuare la egalitate cu Braga. Din cauza faptului că ne-o cam dat un 4-0.
La meci următor pot să zic că am șanse. Bă, iară, deci fii atent, iară dăm cu Steaua, cu echipa de rezerve. Cât noroc să aibă și ei. Dar bă, băieți, episodul acesta se încheie aici. V-aș ruga foarte frumos să vă abonați, pentru că mi-am pus ca target, pentru că vedeam că creștem foarte rapid. Boșilor, în principal, v-aș ruga foarte frumos să vă abonați la acest canal. Dacă vă place acest content și oricum vă uitați, nu vă decizi să nu vă abonați. Mi-am pus un target destul de greu și știm că am doar, nu știu, 600 și ceva de abonați, am făcut câte 100 de abonați pe săptămână, acum două săptămâni am avut 400, într-o săptămână am făcut 500, acum reușim să facem foarte rapid 600 de abonați. Vă mulțumesc foarte mult, creștem foarte rapid și dau tot posibilul, postez în fiecare zi, editez clipurile, nu dau sub for sub sau prostii de genul, încerc să cresc, să fac până la finalul anului 2000 de abonați, măcar să ne apropiem de acel target. Vreau să am 1000 de abonați, oricum facem prin noiembrie, asta e clar. Oricum, mi-am pus un target mult mai greu, pentru că în noiembrie clar făceam cei 1000 de abonați, știind că eu oricum fac 10 sau 15 abonați pe zi. O creștere enormă pentru un canal atât de mic, să facem 10-15 abonați la fiecare, să bubuiți. Nici nu știu să explic, am făcut la clipuri și 700 de vizionări și 1000, avem primul clip, are și chiar și 2000, mulțumesc foarte mult că vă uitați, încercați să ne apropiem de 2000 de abonați până la finalul anului, să creștem cât mai rapid, să fim o comunitate acolo unită, un like, un subscribe, mă ajută enorm, dacă vreți să vorbim sau ceva, mai aveți un server Discord și un cont de Instagram, cu o parte dintre voi deja am mai vorbit prin privat, v-am mai ajutat cu tot ce am putut. Bă, băieți, numele meu este Diez, meciul următor va fi dezastru.